Sunteți cu toții, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență la presă, televiziune, cei care sunteți aici. Mă numesc Băduț Dumitru, antrenorul de box de la TMK și președintele fondator al clubului din 1987. Îl conducem în permanență, cu bune, cu rele, cu o grămadă de rezultate la campionate naționale, europene. Mă bucur de prezența la, să zic, la prima ediție a cupei TMK Box Artrom. De fapt, este o reluare după 4-5 ani, pentru că noi am mai ținut 5-6 ediții ale acestei cupe, care le-am ținut la Casa Tineretului. Neavând ring mic acum și cu ajutorul organizatorilor, Edi care este aici, și al societății TMK, am invitat cluburi din țară titrate și cu experiență și vreau să mulțumesc domnului vicepreședinte al Federației Române de Box, prezent aici, domnul Silviu Mureșan, domnului observator federal și arbitru internațional Ghiurcă Dan, colegilor mei, antrenori din țară prezenți aici, mă refer la CSM Zalău, domnul Dragoș Ioan, prezent aici, cu o tradiție veche și cu multe, multe, enorm de multe competiții împreună avute și la invitația dânșilor, că noi mai puțin am avut posibilitate, dar sperăm să le reluăm și ale și președintelui clubului, domn director, care este și directorul clubului CSN Zalău. Avem Târgu Mureș, Ring Box Târgu Mureș și CSN Târgu Mureș. Prezența este făcută de domnul Ghiurcă Dan, care este și președintele și directorul clubului. Avem lângă noi aici prezenți, ceea ce am spus, box, avem și de la Stezearul Daneș, tot la Târgu Mureș. Avem Jiu Rovinar și Târgu Jiu, maestru Geică, antrenor emerit aici și un colaborator foarte bun al nostru. Aș vrea să mulțumesc Pantera Boxing Academic Craiova, domnul Tănăsie, aici. Din cele 8 cluburi invitate, lipsește un singur club nu nemotivat, motivat. Este vorba de clubul sportiv CSM Hunedoara. Motivația este, deci această competiție care are loc acum a fost puțin cam fortuită din mai multe motive. Noi avem un sportiv la lotul României de cadeți, care după 10 până pe 16 a fost în Ucraina. Lotul se pregătește în Hunedoara, unde sunt 15-20 de sportivi prezenți, inclusiv sportivul nostru. L-am adus să boxeze și mâine, seară, după gală, vom pleca din nou acolo. A luat locul 3 la ucraineni, pleacă la Tbilisi în Georgia, la campionatele europene. Domnul vicepreședinte știe mai multe. Deci, dânsii au zis așa, nu putem veni cu toată trupa și nici nu putem să-i lăsăm acasă, pentru că e o competiție care ține zi de zi. Am învoit acest sportiv al nostru, pentru că el deja are activitate zilele astea. Eu am făcut de asta, am zis motivul și pentru care nu am putut. Iliescu. Iliescu George Alexandru. George Iliescu. Campionul României de anul acesta, locul 3 în Ucraina, acum în perioada 10-11. Eu sunt antrenorul lui, ca și la mulți alții care au fost în timp. Anul trecut am luat locul 5 la europene în Albena. Am fost prezent în Bulgaria. Acum se va ține la Tbilisi competiția. Eu încă o dată sperăm ca această gală să fie destul de reușită, cu aportul noastră, cu aportul colegilor și cei din oraș care știu și vor veni mâine la competiție. Gala să fie, sper, destul de reușită. Vom avea tot ce ne trebuie, nu ne lipsește nimic. Avem în prezența noastră și doi arbitri, iarăși detalii internaționale. Este vorba de arbitrul la Târgu Mureș și încă un coleg care trebuie să vină la Târgu Jiu, să ajungă astăzi seara aici. Rugămintea mea este mai multe referitor la această competiție, care probabil între timp, ca și Zalău și asta, o să transformăm în competiție internațională. Vreau să mulțumesc în primul rând și dau cuvântul domnului vicepreședinte și director al clubului, Silviu Mureșan de la Zalău,
și după aceea domnul Iurcă Dan, ca să vă spună câte ceva cu experiența dânsilor, pentru că dânsii au o experiență enormă în toate competițiile internaționale la care au participat. Bună ziua, vă salut și eu cu drag și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru că sunteți, până la urmă, motorul sportivilor, adică prin dumneavoastră facem cunoscute rezultatele și motivăm sportivii să activeze. Sunteți și un plus de valoare care o dați sportivilor. Mulțumesc organizatorului, mulțumesc domnului antrenor Băduț pentru inițiativa de a relua această competiție și sper, așa cum a spus și dânsul, să o transforme într-o competiție internațională și să o facă tradițională de acum înainte, să o facă în fiecare an, pentru că dacă nu facem competiții, nu avem nici sportivi. Așa se întâmplă peste tot. Cei care fac competiții vor avea și sportivi, pentru că acolo sportivul își vede valoarea, mai ales acasă, boxând acasă, are niște sportivi buni, sportivi de lot național, care reprezintă România la competițiile internaționale, care au scos și până acum rezultate la competițiile internaționale. Și așa cum spunea și dânsul, avem campionatul european de cadeți, care se ține la Tbilisi. Sper să avem rezultate bune ca federație și ca lot care reprezintă România acolo. Iar în ce privește cupa, sigur mă bucur că am ajuns la dumneavoastră și pot să sprijin această competiție și să devină din ce în ce mai cunoscută și chiar națională. Să avem rezultate bune, să avem sportivi de valoare, pentru că în competițiile care le organizăm, sigur, aici cresc sportivii pentru competițiile internaționale și pentru ceea ce urmează în viața lor. Mai ales că sunt la început de drum, sunt la nivel de cadeți. Vom avea mâine și meciuri de fete, și meciuri de băieți. Sunt convins că va fi o competiție foarte reușită. Sper să vă avem alături de noi și mâine, ca să puteți să vă faceți o idee în ceea ce privește nivelul boxului de acum și sportivii care sunt de viitor, care îi vom vedea mâine la muncă pe ringul de la sala sporturilor de la liceu cu program sportiv. Eu am mai participat la dumneavoastră la competiții și la campionate naționale și la zone, pe vremuri. Și la Cupa României. Și la Cupa României, dacă au fost, și fete, și băieți, sigur, sunt cluburi de valoare care își aduc aportul la rezultatele internaționale și cu prilejul reluării competițiilor astea, care sper, așa cum spuneam, să fie tradiționale, sper în continuare să crească și valoarea sportivilor și să fie din ce în ce mai mulți, pentru că federația s-a redresat, începem să avem rezultate la nivel internațional, la nivel european avem și anul ăsta rezultate. Am avut un campionat național de juniori, unde am avut 8 medalii internaționale. Suntem pe drumul cel bun și cu ajutorul antrenorilor, așa cum vă spuneam, ca maestru Băduț, ca antrenorii care sunt prezenți aici, sunt cei care clădesc zi de zi și șlefuiesc aceste talente pe care le găsim în rândul tinerilor, pentru că încă țara are potențial pentru a da mari sportivi pentru competițiile internaționale. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi într-o dată și vă aștept mâine să fiți tot așa alături de noi, să vedem cele 10 meciuri și la lucru pe sportivii care o să-i avem programați pentru mâine. Domnul Dan, eu doresc doar să vă salut, bună seara și mulțumesc de invitație, domnule Băduț. Mulțumesc organizatorilor pentru că fac posibil organizarea acestei competiții. Din punct de vedere tehnic, ca supervizor al competiției, vă anunț că vom respecta în totalitate regulamentele federației, atât cele naționale cât și cele internaționale. Vom avea mâine, Norin, meciuri la diferite categorii de vârstă și greutate. Vom avea meciuri la cadeți, la juniori, tinereți, seniori. Vom avea și un meci de fete și sperăm noi, prin această organizare, să crească nivelul sportivilor care sunt prezenți la competiție.
pentru că urmează competiții, competiții naționale, cât și competiții internaționale. Prima dintre ele este campionatul european de cadeți, unde atât noi ca Târgu Mureșu, cât și maestru Băduț are sportivi care vor participa la acest campionat european. Și sperăm noi ca prin, cu ajutorul dumneavoastră, prin reușita acestei organizări să devină o competiție tradițională și să ne vedem cu bine și în anii care vin. Vă mulțumesc! Ce premie avem? Da, să vă spun, deci ca premiere, și aici fac o paranteză să-i mulțumesc și domnului Edi, care organizează, face parte din organizare de la Craiova, deci premiile vor fi așa. Deci locul 1, cupă și medalie, locul 2, și diplomă, locul 2, vor fi medalii și diplome. Toți antrenorii vor primi pentru cluburi să ducă acolo, cum prezentăm și noi, fiecare club în parte, o cupă, o medalie și o diplomă și, bineînțeles, un afiș din partea aceasta și o invitație care să le ducă așa cum și noi venim de la dânsii cu plăcere și să ne ducă și tradiția și a dumneavoastră și a noastră mai departe. Deci ăștia vor fi. Încă o dată repede, deci premiile în asta vor consta, deci plus cazarea pentru invitați care se ține aici. Și încă o dată, domnul Edi, dacă vrea să spună ceva, dar el este un organizator. Înainte de a vorbi, domnul Edi, aș vrea să spuneți dumneavoastră câte ceva despre sportivii pe care îi aduceți în această competiție. Dumneavoastră bănuiesc că veniți cu George Iliescu. Da, deci în această competiție vor fi sportivi, deci vă dau câteva nume de anul acesta. George Iliescu, care este campionul României, deci medalie de aur la naționale, un lucru foarte important, pentru că fiecare club își propune să scoată cel puțin un campion. Sunt 12 categorii și 300 de cluburi, ca să facem așa paranteză. Deci toți să-ți bat, cum s-ar zice, pentru această medalie. La juniori, cadeți, și nu știu ce. Deci noi anul ăsta Iliescu a reușit și anul trecut la Cupa României, locul 1 și locul 5 la europene în Albena, Bulgaria. Anul acesta medalie de aur, sperăm și la cupă și la asta, și este în lotul României, face parte din lotul României, a fost după 10 până pe 16, este în pregătire la Funedoara, unde eu am făcut mai mult la Veta, colegi știu de asta, că a fost puțin mai greu de organizat gala, am făcut exact la Veta Slatina Funedoara, cum ar fi Slatina Craiova. Avem, pe lângă Iliescu, avem alți sportivi de valoare, din George, de exemplu, medalia tot anul ăsta la seniori, anul trecut, iarăși, locul 3 la seniori, la U22, la Târgu Jiu. Roșoiu, sportiv de valoare, vorbesc. Roșoiu, care probabil o să-l vedeți la cadeți, iarăși, și-ți va spune cuvântul. Roșoiu Alexandru. Și vor mai fi, deci... Bun, dumneavoastră, domnul colegul dumneavoastră. Cu ce sportiv veniți la seara? Nu știu, este președinte. Ah, sunteți președinte, așa. N-aveți. Dar avem o relație. Este un domnul care poate să ne spună cu ce sportiv venim aici. Sigur, sportivii sunt sportivi de club. Deci nu venim cu lotul național aici. Sunt sportivi de club care vor participa, care așteptăm rezultate de la ei, așteptăm să crească în aceste competiții, să ajungă la nivel de lot național și să reprezinte, așa cum am spus, România la mare competiție. Avem o vedetă a cupei, un sportiv foarte, foarte cunoscut între cei prezenți. Dintre cei prezenți deocamdată care rezultate avem un campion național, vicecampion național și de la Zalău prezent aici, deci care va evolua și mulți sportivi, nu știu pe toți pe lângă asta, dar la competiție avem fetele iarăși care sunt bine. La fete aici va fi un meci fără decizie, pentru că sunt, dacă ne gândim, în primul an de participare, 2006, la o vârstă foarte fragedă, 2006-2005. Dar sperăm în viitor să spună cuvântul și să auzim de ele. Ambele sunt de valoare. Ca virgulă, competitivitate, cei prezenți mâine acolo o să vedeți că toate meciurile au valoare și valoarea va fi crescând de la un meci la altul. Nu vor fi probleme de organizare. Meciuri sunt și la tineret foarte bune, deci
fi meci și competiție de sportivi, sport individual, nu putem decât să spunem că valoarea lor va crește și o veți vedea pe ringa acolo. Deci un meci, orice adversar evoluează de la un meci la altul, odată poate să evolueze mai bine, altădată mai puțin bine. Dar noi sperăm ca toți cei care vor lucra pe ring să fie toți valori. De care s-au auzit și dumneavoastră, acum nu putem să, pentru că sunt mai mulți sportivi buni și de la cluburile invitate, și de la Rovinar, și de la Târgu Jiu, și de la Zalău, de la Târgu Mureș, și iarăși la fel, care sunt medaliați, dar nu putem să anunțăm acum, până nu facem și categorie, până nu facem competiția galei, cântarul și mâine programul, care o să-l aveți toți cei care veniți. Dar deocamdată asta putem, printre oamenii participanți de bază, v-am dat câteva nume, și dincolo și dincolo, și vă rugăm și vă așteptăm la această competiție cu plăcere, care ulterior, de multe ori competițiile acestea, cupele care le organizează și colegii în țară, și noi aici, au rostul de a performa sportivii pentru viitor. Exact cum a zis și domnul vicepreședinte al federației și domnul director, calitatea al clubului CSM Zalău, făcându-le meciuri, putem să vedem cum evoluează, pentru că la vârstele lor fragede, cadeți, juniori și tineret, ei evoluează de la o zi la alta, în funcție și de masă, și de sănătate, și de pregătire, și de tot. Deci, condițiile care sunt acum. Dar, deocamdată, gala va fi 10 meciuri și un meci de fete la mijlocul competiției. Aceste fete, iarăși, trebuie să avem încredere în ele, sunt 2005-2006, gândiți-vă, au 12-13 ani, dar care au dreptul să boxeze conform recomandului Federației Române de Box. Așa cum a spus și domnul observator federal și domnul vicepreședinte al Federației, deci toate meciurile și toți sportivii care boxează nu vor face niciun rabat de la regulile campionatului național sau are mai precis ale Federației Române de Box. Deci tot se încadrează în așa ceva. Eu, ca o completare, pot să vă spun că din cei 20 de sportivi pe care îi veți vedea mâine în ring, cel puțin jumătate sunt medaliați la campionate naționale sau cupe ale României, cel puțin odată. Avem, de exemplu, un sportiv, Magdaș Paul, de la Zalău, care este multiplu medaliat, este de două ori la Cupa României și de două ori medaliat la campionatele naționale. E adevărat, un an în urmă, când era junior, acum a trecut la tineret, este la tineret. Avem tot așa de la Târgu Mureș, Tat Sebastian, care anul trecut a fost vicecampion național de cadeți, anul ăsta este junior, este componenta luptului național de junior, este în creștere. Bineînțeles că sunt alte meciuri, alte așteptări. La fel, cele două fete sunt în creștere. Mai avem de la Rovinari, toți cei trei sportivi de la Rovinari sunt medaliați la competițiile naționale. Din cei trei sportivi a domnului Tănăsie, doi sunt medaliați unul la cadeți, unul la junior, anul trecut. Deci copiii, dar copiii vor trebui să crească și vor trebui să crească și mai departe să facă față competițiilor. Astăzi este o competiție, este altceva decât ieri. Ieri a fost poate cu un an mai mic, crește, dar toți, mai mult de jumătate dintre cei prezenți mâine în ring sunt medaliați la competiție. Deci competiția este așa cum am spus și toate cluburile participante sunt cluburi cu titrate în Federația Română de Box și cu rezultate. Și așa, dar și ca dacă verificați, se vede de la sine că și antrenorii sunt cu experiență și cluburile cu valoare. Am spus, ne referim și la Târgu Jiu, și la Târgu Jiu, și la Zalău, și la Rovinar, la Târgu Mureș, și iarăși unde sunt două echipe, cu nedoara părere de lucru, nu a putut veni, dar v-am zis motivat din ce motiv. Nu putea să prezinte toți 16-20 de sportivi care erau acolo să-i aducă aici și nici să întrerupă activitatea. Da. Mulțumim mult de tot, vă mulțumim. Și mulțumim.